În dimineața zilei de 5 septembrie, salvatorii au salvat trei persoane care au rămas blocate într-o fântână din satul Șeptelici. Apelul la serviciul 112 a fost recepționat în jurul orei 10. Potrivit primelor informații, persoanele au rămas blocate într-o fântână publică. La fața locului imediat a intervenit un echipaj de pompieri din cadrul Direcției Regionale Situații Excepționale Soroca, care a ajuns și au stabilit că trei bărbați cu vârstele de 36, 37 și 39 de ani sunt blocați în nămol în fântână cu adâncimea de 15 metri. Potrivit martorilor, un bărbat a hotărât să se aprovizioneze cu apă și s-a coborât în fântână cu ajutorul sforii, dar a rămas blocat în nămol și risca să se sufoce din cauza lipsei de oxigen. În ajutorul acestuia au venit alți doi bărbați care de asemenea s-au blocat. Datorită intervenției operative a salvatorilor, sinistrații au fost recuperați prin intermediul echipamentului specializat la suprafață în cel mult 15 minute. Bărbații au fost preluați de un echipaj de medici pentru ulterioare îngrijiri medicale la spitalul raional. Circumstanțele incidentului urmează a fi stabilite de organele de drept.